Copiii, tineri, profesori, clerici și iubitori de artă din Câmpulung Moldovenesc și-au dat întâlnire ieri seară pentru a sărbători cărțile și autorii de carte, frumosul și cuvântul. La Centrul Muzeal și Multicultural Palatul Dornelor a fost vernisată expoziția itinerantă de caligrame, Cuvânt ce se poartă frumos, și au fost lansate 2 volume. Expoziția Națională de Caligrame, vernisată ieri seară, cuprinde peste 450 de lucrări realizate de elevi de la instituții de învățământ din 9 județe și municipiul București. Participanții au fost coordonați de 123 de profesori, iar evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților prin sectorul media și comunicare. Toate aceste lucruri sunt puse la inimile noastre și ne arată că putem să ne exprimăm într-un fel sau altul. Dacă ieri am sărbătorit Ziua Cuvântului și Ziua Cărții totodată, cred că e foarte important să ținem seama de cuvânt, pentru că Evanghelia de la Ioan începe chiar așa: la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. De aceea, dacă ne putem identifica cu acest cuvânt Dumnezeu, atunci cu siguranță că va trebui să fim mai serioși în cuvântul nostru și că atunci când transmitem trebuie să ne gândim de la cine vine acel cuvânt. Fiecare caligramă se dovedește a fi o mică operă de artă. Am remarcat predilecția copiilor spre textul scripturistic și spre textele patristice, spre textele sapiențiale, dar m-am bucurat deopotrivă să remarc bucuria de a găsi valori morale și spirituale în literatura română și literatura universală, în texte canonice și în texte contemporane. În același cadru au fost lansate și volumele Mihai primește Lumina Sfântă și Pe prispa gândului. E un moment inedit din viața mea. E un eveniment pe care l-am așteptat și versurile acestui volum reprezintă de fapt o introspecție în bagajul meu de trăiri, de emoții, de sentimente pe care le-am experimentat în cursul vieții. Am făcut o incursiune în povestea sfântă a Mântuitorului, din momentul floriilor și până în momentul învierii, ca ușor-ușor să trec spre tema cărții pe care cred eu că am și lansat-o în cadrul acestui eveniment, Mihai primește Lumina Sfântă, pentru că odată cu învierea Domnului am primit un mare dar. De fiecare dată când citesc o carte mă simt așa ca într-un dărâm de vis. Simt că totul este minunat și că totul este într-un paradis, efectiv. Combinația dintre o rugăciune și crearea icoanei este ceva minunat, mi se pare foarte interesant și aș recomanda și celorlalți să facă. Evenimentul de astăzi a fost foarte interesant și foarte educativ. Chiar sper să îndemn și pe ceilalți să realizeze caligrame. La finalul evenimentului, cei prezenți au vizitat Salonul Binar Carte cu Carte pentru Copii și pentru Biblioteca Mamei Creștine, al editurii Grimca.